Acum vom monta rezervorul bazinului de cer, acesta. Este de tipul îngropat, va veni montat sub fereastră, deasupra țevii de evacuare, în această poziție. Pentru montare, fixare de rezervor, eu m-am folosit de două scânduri pe care le-am fixat pe vizit, în partea de acolo, după cum se vede. În spatele cărora am blocat cu mortar rezervorul. Bineînțeles, la înălțimea indicată de către producător. Este o operație simplă, se montează, o să zic, la fel ca și cutiile pentru prize, contratocurile pentru uși. Iată rezervorul finit, terminat. Acum vom îndrepta cadrul ferestră. Ne vom folosi de către aceste scânduri pe care le vom așeza cu ajutorul nivelului, deci vor primi. După care le vom bloca cu cuie de beton. Ce aș vrea să vom face peste tot, în jurul acestui cadru de fereastră, gol de fereastră. După care putem umple cu mortar spațiul dintre aceste scânduri. Ajuns în acest punct, putem lua măsurile pentru a monta pervazul. Proprietarul a optat pentru acest tip de pervaz, plăci de travertin. Deci, după ce am trasat măsurile noastre, putem tăia. Același lucru vom face și pentru această fereastră. Vom da jos vechiul pervaz, vom îndrepta. Deci, vom da jos vechiul pervaz, vom demonta, demola. După care vom îndrepta, după cum se vede, m-am folosit de către două scânduri puse în nivel, după care am umplut spațiul cu mortar. Plăcile se pot tăia cu un disc diamantat. Sunt ușor de tăiat. După ce s-a întărit
suportul, nou suport pentru viitorul pervaz. Pregătim adezivul care vom fixa aceste pervazuri. Îl vom întinde pe toată suprafața. În fel, folosi o obiectivă cu dinți. Placa noastră în jur de 3 cm. Așa fel încât apa de ploaie să nu se scurgă pe teren. Vom verifica să fie în nivel. Placa noastră o vom lăsa așa, până ce nu o vom atinge, o vom lăsa să se întărească. Propriu a dorit schimbarea, înlocuirea ușii vechi cu o ușă metalică care va fi puțin mai înaltă, cu aproximativ 12 cm. Ușă metalică pe care a comandat-o. Noi va trebui să o punem, să o montăm la nivel cu tencuiala. Cu acest nivel, vom suda pe laturile verticale mustăți metalice în direcția balamalelor, pe care le vom fixa în zid după ce vom rupe în direcția lor. Le vom fixa cu ciment rapid. După care vom tencui în jurul noii